eternal de la chitară? Da, e adevărat. Ieri chiar mă gândeam acum vreo, hai să vă sperii, acum vreo 40 de ani cântam prima oară aici. Sau poate erau 60 sau 70. Nu știu, în fine, era foarte de mult. Era foarte de mult și era singurul loc în care credeam că sunt liber. Credeam că sunt foarte liber. Nu eram singur, eram încă cu câțiva, foarte, foarte puțini. Am save up doar doi, fiindcă mi-erau aproape. Unul era un artist plastic vizual minunat, îl chema Ion Bițan. Era chiar de aici, de la limanul se născuse. Altul era ca un om care a făcut enorm pentru ceea ce auziți voi astăzi și care cânta senzațional. Nu știu, poate am să cânt astăzi, poate chiar o piesă de-a lui, nu știu, să văd, mi-e foarte greu, fiindcă mi-era foarte drag și țin și astăzi foarte mult la el, era Nicu Vladimir. Voi nu știu dacă știți cum era cu el și ce cânta el, dar e un om care a făcut foarte mult pentru voi. Ok. Ce voi face astăzi este să vă cânt câteva cântece din vremea aceea și poate câteva mai noi. Ce important este că mie îmi plac într-adevăr cântările pe plajă, îmi pare ce foarte mult ca în spate să sune un sequencer care să facă camarea. Și n-aș vrea să credeți că e singura formă în care mă simt bine asta cu chitara sau cu instrumentele acustice. Mă simt la fel de bine și mi-e foarte aproape să sune ceva care iese din computere pe lângă mine. Însă, nu știu, eu nu sunt doar de un fel, sunt de mai multe feluri și astăzi va fi așa. Nu-ți ascunde fața în ape, veverițo, de ce-ți duci ochii departe, veverițo? Hai, privește către țărmuri, vântul te va duce, sunetele lui ascunse te vor duce. Sunetele lui ascunse te vor duce, te vor duce, te vor aduce. Mai ții-s ochii plini de soare, veverițo, buzele zornăitoare, veverițo, mâna ție la fel de lină, zgomot în surdină, ochii ți-s la fel de repezi, negri și adânci, ochii ți-s la fel de repezi, negri și adânci. Poate nu-i atingi, pot să nu-i atingi. Ce e nou prin poieniță, veveriță? Mai coboară ploi de gheață, veveriță? Păsările cântă liber, cântece de piatră, aripile lor plăpânde se lovesc de apă, aripile lor flămânde se lovesc de apă, se lipesc de apă, se cufundă în apă.
roșu-i cerul de rugină. Veveriță, cerul încă plin de tine. Veveriță, ce departe-i sub pământul, prea dâncă-i apa, vor fi toate minunate. Dacă muși cu sapa, vor fi toate minunate. Dacă muși cu sapa, dacă muși cu dalta, dacă umpli apa, veveriță, veveriță. Acesta se cheamă jumătatea asta. Jumătatea asta, mult este prea mare, ca s-o fac mai mică, tai din depărtare. Lasă-mă, părinte, restul n-o să-l caut, și fără cuvinte, liniștea să-ți laud. Copacul galben, totul ne te pare, dar ascunse aripi, varsă șerpi în mare. Lasă-mă, părinte, restul n-o să-l caut, și fără cuvinte, liniștea să-ți laud. Sănătatea noastră șubrezește parcă, nu ne mai priește somnul sub o barcă. Lasă-ne, părinte, restul n-o să-l caut, și fără cuvinte liniștea să-ți laud. Acum, sigur, vedeți și singuri, sunt poezii pe care vi le cânt și nu neapărat doar texte. Acesta se cheamă La Mănăstire. De trei zile luna crește ca un fagure de miere într-un stup. La mănăstire vine o babă, zice: stareț purtător de bolți, cerești să faci o rugăciune de ieșirea sufletului din trup. Pentru cine?
pentru mine. Cu miros de ger în lână vine un bătrân, îi sunt obrajii zdrențuiți în tocmai ca un prapur vechi, zice. Părinte bun, ți-aduc o pâine și un strop de vin, ca să se roage în altar blândețea ta. Pentru cine? Pentru turma de oițe. Într-un târziu o fată, stele care cad, sau poate un vânt de seară, știi să spună că a fost frumoasă fata mai de mult. Zice, să-ți o liturghie, stare sfânt. Pentru cine? Pentru gândul meu. Pentru gândul meu. Luna s-a îngrădit cu-n curcubeu. Luna s-a îngrădit cu-n curcubeu. Pietroaiele, pietroaiele din împărăția cerului au coborât să ne spună bun venit, să ne aducă mulțumiri din împărăția cerului. Fie teamă, pietroaiele din împărăția cerului o să facă simple găuri în ochii voștri limpezi, în ochii voștri bulbucați. Thank you.
facem o un mic vreau să facem un mic experiment, dacă vreți. Și îl arată așa. Aș vrea să vă rog să sunați. Să sunați într-un fel foarte simplu și foarte lung. Țineți așa. Da. Țineți așa. Țineți așa. Mai tare. Mai tare. Mai tare. Ok? Ok. Așa. Așa, țineți așa. Țineți așa. Extraordinar. Țineți așa. Mai tare. Ridic mâinile așa, cântați mai tare. Nu mai sus, mai tare. N-am terminat. N-am terminat deloc. Cam așa ceva. Ok, cam asta ar fi tare. Când fac așa, da. Mai ieși foarte încet și sună așa. Thank you.
era. Așa era. Să o facem și mai interactiv. Eu vă povestesc ceva și continuăm. Jocul ăsta n-are cap, n-are sfârșit. Sau are, bine, are. Ok, dacă vreți, are sfârșit. Cum vă place drăcia asta? E hazoasă. Bine. Ok. Și răcoare, cetățenii se-ntorceau. El privește într-o vitrină, pești în apă se topeau. Pești în apă se topeau. Sus soția l-așteaptă, se presimte un declin. Telefonul sună iute, se presimte un declin. Ziua trecut ascunsă, s-a întâmplat un mic ocol. El privește printr-o geantă, aceasta e pericol. Insul ce pășește moale, e gradat, e ofițer. El lucrează ziua lungă într-un abator din fier. Într-un abator din fier. Meseria lui puberă este cea de analist. El lucrează cu un computer care este foarte trist. Care este foarte trist. Cum spuneam, se întoarce acasă ofițerul analist. Astăzi a mers treabă bine, este foarte antitrist. Este foarte anticrist. Vreau să vă spun, acolo unde lucra cu un computer, el lucra. Cel folosea unui scop, dintr-un grad praznic horoscop. Căci ofițerul concepuse un program predestinat să conducă orice bombă spre o holdă, spre un sat.
ucigând August, tare coltă stabri, apier să pătrundă, să conducă ban de fier în cel ce se vrea, li 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 Acum e bine să vă spun ce e calculator scos din apa zeilor. Este viu într-un fel anume, e un alt fel de cărbune, e un alt fel de cărbune. Care atunci când a fost spus la acea lucrare, istovit a fost de șocul dintr-o întrebare. Este oare pacea noastră piatră de încercare? Este spuneam voi spune fără încetare. Și acum, bomba, tiri bomba, fornă e penare. Bomba, tiri bomba, nu-și află cărare. Roace șrapnele și pulveri trec acum razant, peste oameni, peste câmp, zboară peste sat. Căci computerul era cel care le rătăcea în poala muntelui Iulele să nu mai facă rele. El e cel ce a refuzat să fie soldat. El e ofițerul păcii, fiul duminicii. Și declar acum din nou că problema mă rănește și suflarea mi-o rărește. Căci presimt acum tardiv invincibilul masiv. E învins de rațiune, gândul rău de a supune. E învins de rațiune, gândul rău de a supune. Visele mele orange,
mele cochi, oamenii noștri cachi. Încerc să mă folosesc de ritmul lor. Eu laud. Nu-i nimic, uite, am să cântă, ei cântă în 4, am să cânt în 3. Hai să vedem ce se iasă. Cred că se iasă ceva de tipul 12, o nebunie. Muzical vorbesc, este un challenge senzațional. Să cânți? A trecut. Bun. Piesa care urmează se cheamă Podul de Piatră. Primească în dar forța lui cea oarbă, fără de hotar. S-a pus bulboană în miezul râului și-a început să urle în vâltoarea lui. Apele repezeau, coborâ din munți, păr să asculte sfatul celor mai căruți. Totul e pierdut, podul de piatră trebuie răsfăcut. Vom face altul pe mal în jos, altul mai trainic și mai frumos. Podul de piatră s-a dărâmat, a venit apa și ce altul pe mare jos, altul mai trainic și mai frumos. Mai făcut bine că mi-a luat.
Adevărul e că, într-adevăr, cânt lucruri foarte triste și foarte serioase, așa că e nevoie să mai am niște entertainer pentru voi pe acolo și văd că am câțiva care fac o treabă bună, mulțumesc. Sunt ai mei, de fapt, eu îi plătesc ca să facă glume. Nu, e bine, e bine, mie-mi trebuie de ăștia, fiindcă, într-adevăr, nu știu, sună tâmpit, dar e adevărat, sunt foarte triste lucrurile care cânt. Sunt triste fiindcă... Cântecul ăsta se cheamă Metastază. Metastază.
Metastrează. Ce am cicat? O vioară. Că în cascul de orea se asculta. Cicara, mă lebrică. Ua! Să nu mă spui. Și curbea, scudura, nimănui. Metastază. Metastază. Cu celule mici care visează la o lume care nu e, viața de dincolo, care vine, e, care se duce. Am fost furat când eram mic, am fost furat când eram ceva mai mare. Mi se întâmpla că o chestie albă care hemoglobina, nu știu, era ceva, analizele ne știsele prea bine, radiografia, era foarte, foarte, era, nu știu, poate mi-a spus un doctor că s-ar putea să nu, să n-am, tu crezi chiar, chiar crezi că e așa? Eu am niște amintiri foarte bune cu tine. Mi-ar trebui să, poate ne vedem cumva. Acolo, știi, eram în cort, era... m-am simțit foarte bine cu tine. Știu, te-am îmbrățișat, era... ce să-ți mai spun? Povestește-mi despre... Mai spune-mi ce ai făcut, cum... Metastază. Aș vrea să... Dar hai, spune tu... Nu pot să-mi vină. Și uite, e unul care zice că știe mai bine, nu știu. Zi tu dacă zici că știe. Spune vecinului, spune cu... Metastază. O societate care mă respinge. O societate care nu e, mă aduce pe plaja asta, aș vrea să fiu singur, să fii și tu, sau să fie și ei. Metastază. Acum. Să nu credeți, totul pare fum, dar deschideți poarta, inima înconjor, vântul suflă reci, rănile mă dor, pe mine Mircea mă cheamă și cu toți eu sunt de-o seamă. Dumnezeu mi-e rudă bună, îmi arunc iubirea în vânturi, e ușor să... Sunt prea mult să-i lingem singur în Asia cu patru vârfuri.
Să nu credeți că mă juc acum. Să nu credeți, totul pare fum, dar la miezul nopții, mort pe jumătate, la castel în poartă, oare cine bate? Pe mine Mircea mă cheamă și-am venit la tine, mamă, să mă înveți să dorm sub lună, căci mâna mea nimic nu face, gura chiar de-i plină tace, ochii-mi sunt plini de ace, gândul într-o apă zace. Să nu credeți că mă joc acum, să nu credeți, totul pare fum, fum, fum. Du-te către ceruri, pentru viață mor, și-ți va fi mormântul încununat cu flori. Pe mine Mircea mă cheamă, ce v-am spus nu e o zeamă, ce se bea urlând la cramă, ce v-am spus e o licoare, stoarsă dintr-un om ce moare. Astăzi doare, mâine moare, totul s-a schimbat în boare. Mircea Florian!